V-am promis un subiect foarte interesant și revenim cu informații despre Muzeul Pandemiei Identități Fragile. Este un concept participativ care ilustrează trauma pe care a lăsat-o în societate această perioadă pe care o experimentăm de 2 ani încoace aproape și invită pe toți cei interesați și cei care își doresc să contribuie să ofere un obiect plin de încărcătură emoțională care să vorbească despre trauma violenței pe care unele familii din România au experimentat-o în această perioadă. Mai multe informații aflăm în această dimineață de la Dragoș Neamu. El este manager de proiect în cadrul Rețelei Naționale a Muzeelor din România. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să ne auzim în această dimineață și să le prezentăm telespectatorilor noștri această nouă invitație pe care Muzeul Pandemiei o face către ei. Sigur că da. Deja publicul din România cunoaște acest proiect al nostru, acest Muzeu al Pandemiei care a fost lansat în premieră anul trecut. Inițial am vorbit în cadrul unei expoziții experimentale despre mai multe tipuri de experiențe pe care le-am trăit, despre modul în perioada pandemică, despre modul cum comportamentele noastre au fost modificate, cum am reacționat la această situație de criză socială și sanitară. Acum avem un recidivăm cu un proiect inedit, o extensie narrativă a temei violenței domestice, despre care am vorbit ceva și în prima expoziție, dar nu suficient. Dovada faptului că nu a fost suficient a stat în modul cum au interacționat oamenii în interiorul expoziției anterioare din anul 2021. În sensul în care noi am avut o campanie de observare a interacțiunii publicului în interiorul acestui spațiu expozițional dedicat pandemiei și am observat că, în mod special, în sala dedicată violenței domestice, oamenii au stat cel mai mult să citească textele, au fost cei mai interesați de interviurile care au existat acolo, de expunerea audio la care au fost invitați să facă parte și atunci am zis că este musai să dezvoltăm acest nou concept expozițional pe această temă a violenței domestice într-un mod mult mai complex, mult mai subtil, mult mai direct, în așa fel încât să reușim să configurăm un concept coerent și destul de comprehensiv legat de acest fenomen, care, din păcate, în România este din ce în ce mai acut și despre care se discută, dar nu cred că se discută suficient și nu cred că există o dimensiune pedagogică, reactivă, civică, suficient de consistentă încât să putem să corectăm acest fenomen care este extrem de îngrijorător. Vorbim, iată, în această dimineață despre traumă care presupune un proces de vindecare și sunt curioasă care este direcția acestui nou proiect din acest punct de vedere. Momentan suntem într-un stadiu extrem de incipient. După cum ați spus, am invitat publicul să doneze un obiect care amintește sau simbolizează cel mai bine această traumă, această experiență traumatică pe care a trăit-o în această perioadă în mod special. Desigur, în funcție de tipurile de obiecte pe care le vom primi și cu poveștile din spatele lor, vom putea să gândim o linie conceptuală coerentă, matură, care să dea direcția acestei expoziții. Întotdeauna s-au găsit obiecte, întotdeauna s-au găsit experiențe, întotdeauna s-au găsit povești, inclusiv indiferent de temă, chiar și pentru o temă atât de puternică și de sensibilă. Avem, desigur, deja mai multe scenarii pe care o să mergem, dar toate aceste elemente vor fi limpezite în funcție de disponibilitatea oamenilor de a dona aceste obiecte. Mă refer în primul rând la femei, pentru că ele sunt cele mai expuse, cele mai vulnerabile, sunt cele mai, cum spuneam, expuse acestui fenomen. Vorbim aici de orice formă de violență, nu numai cea fizică, dar și cea verbală, așa încât momentan suntem într-o zonă de configurare a unei echipe care trebuie să cuprindă obligator un psiholog și trebuie să cuprindă obligator un curator și în acest sens am invitat-o pe Simona Constantin. De asemenea, trebuie să includă oameni din zona de cercetare. Va fi un proiect amplu și cu siguranță destul de bine receptat de către publicul larg.
Apropo, dacă mi-este permis, noi nu o să avem numai o exprimare sub formă curatorială în cadrul acestei expoziții, dar de asemenea o să avem și o exprimare dramaturgică. Iar în acest sens am invitat o trupă de teatru independentă din București, apropo, chiar așa se cheamă trupa de teatru, care de altfel de ceva vreme se gândise la un astfel de scenariu, fără să știm unii de alții, așa încât mi s-a părut oportun și potrivit ca teatrul să aibă un spațiu dedicat în interiorul acestei expoziții, tocmai pentru a fi mai convingător în transmiterea acestui mesaj și în problematizarea și în modul cum rezolvăm această temă și o expunem în spațiu public. Ne interesează foarte mult să implicăm adolescenții în această expoziție, pentru că este o temă grea, o temă cu care ei de altfel nu prea sunt obișnuiți să vorbească, mai ales în școală, și trebuie să aibă curajul să o înțeleagă, să se exprime public în jurul ei, pentru că sunt convins că au multe de spus în acest sens. Cum spuneam și în alte intervenții, nu va fi un spațiu sigur, nu va fi un spațiu prietenos, va fi un spațiu dur, puternic, dar care trebuie să existe și așa ceva și astfel de expoziții în muzeele din România. Probabil că în acest moment sunt oameni în fața televizoarelor care se identifică cu conceptul pe care îl propuneți și își doresc să contribuie, dar poate că le vine mai greu să identifice acel obiect atât de grăitor și atât de important pentru această expoziție. Care sunt caracteristicile pe care ar trebui să le aibă un obiect pe care ei își doresc să-l doneze către expoziție? Opinia mea este că va fi mai greu să aibă disponibilitatea de a dona și dacă toți suntem în această zona discuției, vreau să menționez faptul că toate obiectele și toți donatorii vor fi sub un anonimat total, tocmai pentru a respecta intimitatea lor, dar și eventualele rețineri în expunerea poveștilor personale în public, deși noi vedem această expoziție ca un fel de catarsis, ca un moment oportun de a depăși un colaps emoțional. Motiv pentru care nu am impus un anumit tip de obiect pe care dorim să-l avem în cadrul acestei colecții. De altfel, nici nu e bine să faci lucrul ăsta, pentru că nu ai cum să-ți dai seama de tipul de obiect care personifică cea mai bine o astfel de dramă. De asemenea, fiecare donator știe cel mai bine care este acest obiect. Nici măcar repere nu putem să dăm. Singurul lucru pe care am putea să-l spunem este că de multe ori în teme similare, cum a fost, de exemplu, Muzeul Despărțirilor, pe care l-am invitat de altfel în București în urmă cu 2 ani, dacă vă mai aduceți aminte, Museum of Broken Relationships, știu că atunci obiectele donate de oameni și care simbolizau drama despărțirii de către partener, erau ba obiectul care era instrumentul de tortură sau de durere care amintea și punea o presiune teribilă sentimentală asupra persoanei, sau obiectul care a ajutat să depășească această dramă, fiind un obiect de confort, un obiect de liniște interioară, de liniște emoțională. Deci probabil că și în această ecuație, în această temă, în interiorul acestei teme, obiectele vor fi cam de aceste tipuri. Deci ori instrumentul durerii, instrumentul supliciului, din păcate, sau instrumentul sau obiectul care a ajutat foarte mult și ajută în continuare la depășirea acestor momente înfiorătoare pe care, din păcate, foarte multe femei din România sunt obligate să le experimenteze. Dragoș, îți mulțumesc tare mult pentru informațiile pe care ni le-ai oferit în această dimineață și ținem aproape să ne povestești pe parcursul derulării evenimentelor ce se mai întâmplă și când putem și noi să vizităm această expoziție. Cu siguranță. Vă mulțumesc pentru invitație. Și noi, iar mai departe, v-aș propune să sărbătorim împreună un eveniment deosebit de gustos. Să știți că astăzi, pe 3 februarie, este Ziua Internațională a Prăjiturilor cu Morcovi. Și nu o sărbătorim așa oricum, ci cu o rețetă foarte interesantă propusă de Larisa Cherecheș, o rețetă de carrot cake.
Bună și bine ai revenit! Pentru început amestecăm ouăle împreună cu zahărul, zahărul alb, zahărul brun și un praf de sare. Eu am folosit 4 ouă deoarece sunt bio și sunt destul de mici, însă dacă aveți ouă medii sau mari, folosiți doar 3, sunt suficiente. Amestecăm bine totul, timp în care ne vom ocupa de morcovi. Eu am aici 200 de grame de morcov, am să-i dau prin răzătoare, prin cea mare. După ce am terminat cu morcovul, am să mărunțesc cu ajutorul unui blender 125 de grame de alune, puteți folosi migdale sau nucă. Nuca este mai recomandată pentru această rețetă. Iar acum să revenim la amestecul de ouă și zahăr, peste care o să adăugăm uleiul. Nu vă recomand să folosiți ulei de floarea soarelui, deoarece este mai puternic la gust. Eu am aici ulei de rapiță. Amestecăm câteva minute la viteză medie, mică spre medie, după care o să adăugăm morcovii. Iar acum, spre final, adăugăm alunele mărunțite. Dacă aveți miez de nucă pentru această rețetă, este și mai recomandat. Vom amesteca bine totul și, după cum vedeți, am obținut un amestec destul de lichid. Voi pregăti o tavă rotundă, tapetată cu hârtie de copt, are 20 de cm diametru, voi pune amestecul și vom băga totul la cuptor, cuptorul preîncălzit la 170 de grade, o oră sau până trece proba scobitorii. Eu am lăsat prăjitura o oră și 5 minute la cuptor. Voi tăia excesul pentru a obține o prăjitură dreaptă. După care puteți tăia blatul în două sau în trei, eu am hotărât în două. După care ne vom ocupa de cremă. Eu am aici 100 de grame de unt, este foarte important să fie moale, să fie la temperatura camerei, nu trebuie să fie topit, însă trebuie să fie moale. Amestecăm untul pentru 4-5 minute, după care o să adăugăm peste 200 de grame de cremă de brânză. Eu am optat pentru Philadelphia. Și amestecăm bine totul pentru încă 4-5 minute. Iar la final vom adăuga zahărul pudră, eu am aici 250 de grame de zahăr pudră. Iar după câteva minute crema noastră este gata. Acum putem merge să asamblăm tortul. După cum vedeți, am întors blatul cu partea tăiată în jos pentru a obține sus o suprafață netedă. Voi folosi jumătate din crema obținută între blaturi, iar cu cealaltă jumătate vom asambla tortul. Iar acum vom acoperi tortul, însă nu vom folosi toată crema rămasă, voi pune doar jumătate, după care voi băga blatul împreună cu crema rămasă la frigider pentru circa o jumătate de oră, o oră. Astfel va căpăta o textură mult mai densă și se va putea lucra. Blatul și crema rămasă la frigider. Petrecute 40 de minute, crema a căpătat o textură mult mai densă, după cum vedeți.
Pentru decor o să folosesc morcov din marțipan și alune măcinate. Acestea fiind spuse, eu vă doresc un weekend minunat, plin de bucurii. Dacă ți-a plăcut rețeta mea, nu uita să dai un like, să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja pentru a nu rata următoarele rețete, iar până data viitoare, numai bine și poftă bună! Nu sunt eu mare fan gătit, dar această rețetă m-a topit puțin, mai ales când m-am uitat la morcovii aceia atât de drăguși, atât de micuți. Pot să gătesc această rețetă dacă îmi propun sau pot să plec într-o călătorie în România, așa, să nu plec foarte departe de casă. Și să știți că avem parte și de recomandări în această dimineață. Prietenul nostru de nădejde, Mihai Popa, vine cu 10 destinații din România demne de vizitat. Serios, dragilor, mă bucur să ne reîntâlnim și bine ați venit celor noi. Fiindcă toți suntem la început de an, vă urez și pe această cale anul fericit plin de împliniri. Și fiindcă ne place să călătorim și ne plac excursiile, mă gândesc că de-aia sunteți aici, vă urez un an plin de satisfacții și plin de experiențe de neuitat în ceea ce privesc călătorile și excursiile. O parte din noi deja ne gândim unde să ne petrecem weekendurile prelungite, unde vom merge în concediul anul acesta. Și din punctul ăsta de vedere, eu am gândit să întocmesc două topuri, deci două filmulețe cu top 10 destinații de la noi din țară și top 10 destinații din extern. Astăzi vă invit să vedeți cele 10 destinații pe care vi le recomand, unde consider că merită să-ți petreci câteva zile și unde te poți simți bine. Sunt destinații pe care le-am vizitat destul de recent și care mi-au lăsat o impresie plăcută, per ansamblu. Și acum să le luăm pe rând. Destinația numărul 1 pe care vă prezint astăzi este cumva satul Șirnea din zona Moeciu-Bran. Deci zona Moeciu-Bran este super consacrată, coborâți un pic mai jos, înspre sud, și este acolo satul Șirnea, primul sat turistic din România. În zona respectivă ai mai multe obiective turistice, sunt chele Dâmbovicioarei, este peșera Dâmbovicioarei. Satul Șirnea este foarte frumos poziționat la baza muntelui Piatra Craiului. Pentru cei care sunt amatori de drumeție la munte, poți să urce direct în Piatra Craiului. Dar tot în zona respectivă există și satul Peștera, cu Peștera Liliecilor.
În zonă sunt anumite festivaluri în decursul anului. Ne-am avut norocul și s-o nimerit să fim la măsura laptelui și este o chestie tradițională acolo cu produse și cu ceva activități. Destinația numărul 2 este stațiunea Tujnat. Chiar dacă mai este mult de lucru în stațiunea Tujnat, consider că este o zonă deosebit de frumoasă, unde poți să ai anumite experiențe de neuitat. Ești acasă la urși și acolo se pot face excursii faine să vizitezi urși. Este zona stațiunii Balvanioș, deosebit de frumoasă. Inclusiv lacul Sfânta Ana. Și acolo poți să ai câteva excursii faine, unde poți să-ți umpli câteva zile. Destinația numărul 3 este București. Eu vă recomand să mergeți să vedeți Bucureștiul într-o perioadă în care sunt vacanțe la copii și locuitorii orașului sunt plecați. De mult mi-am dorit să văd anumite obiective din București, de foarte mulți ani, și am ajuns să vizităm anul trecut Casa Poporului, Palatul Cotroceni, și ca și bonus, Muzeul Antipa. Până acum. A patra destinație pe care vă recomand este stațiunea Sovata. Noi mergem destul de des la Sovata. Este o zonă minunată, aer proaspăt, departe de lumea dezlănțuită. Stațiunea este renovată complet. Noi am fost într-o perioadă în care COVID-ul cam ne ținea în casă. Și acolo, fiindcă era foarte puțină rată de infectare, totul era deschis. Dar drumețile care se pot face în stațiune și activitățile de acolo, nota 10 pentru cei care administrează stațiunea, pentru că o scot și o pun în valoare cum nu prea vezi la alte stațiuni de la noi din țară. Destinația numărul 5 pe care vă recomand este Sinaia. Dar stați puțin, nu vă grăbiți. Nu stațiunea Sinaia în sine. Noi am fost și ne-am cazat la Sinaia. Și într-adevăr este foarte frumos acolo. Poți să urci cu cabina, poți să te duci sus la cota 2000, priveliștea este deosebită, castel și alte chestii. Dar nu asta este ceea ce vă recomand. Ci ieșiți, mergeți către Târgoviște, ieșirea de Târgoviște și o luați pe drumul ăla spre Transbucegi, pe la zona aia de lacuri și de pește, cumva în spatele munților Bucegi. Pe acolo se și urcă la Babele și la Sfinxul.
Ce vă recomand eu este zona aia de la lacul Bolboci, foarte frumoasă, deja începe să ia în floare turismul acolo. Sunt cheile zănoage. Ne-am făcut excursii faine de la peștera Ialomiței în sus până la cascada Ialomiței. Ne apropiem de zone mai consacrate și destinația numărul 6 este Oradea și Felixul. Am vizitat Felixul, care încă este în, să spunem, amenajare, dar merită să vizitezi Oradea. Și nu ne-a ajuns doar o zi pentru Oradea, ne-a ajuns 2 zile acolo. Destinația numărul 7 este zona de Cheile Nerei. Deci foarte mult timp ne-am dorit să ajungem în Cheile Nerei. Am ajuns în Cheile Nerei. Am avut și noroc acolo de cineva care ne-a și găzduit bine și ne-a și ghidat foarte bine zona respectivă. Experiență unică va fi. Ne-a dorit vinul la rece, vă rugăm. Și am văzut destul de multe obiective într-un weekend. Vă recomand din tot sufletul Cheile Nerei pentru că sunt peisaje frumoase, cascade, chei. Deci o zonă deosebită. Destinația numărul 8 este zona de munții Apuseni. În munții Apuseni ai mai multe locuri unde poți să te simți bine. Noi am stat în Vârtop și am văzut destul de multe obiective în zona respectivă. Nu ne-a ajuns un sigur weekend să vizităm toate obiectivele pe care le-am propus. Am fost de mai multe ori, ne-am simțit foarte bine, merită luat în considerare Apuseniu. Destinația numărul 9 este una din cele mai frumoase zone de la noi din țară. Este vorba despre Marea Mureș. În Marea Mureș cunoști oameni faini, ospitalieri, calzi la... Dacă care n-ați fost, merită trecut ca și listă de dorințe Marea Mureșul. Și ultima destinație pe care vă recomand astăzi, destinația numărul 10, este cea mai, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă și mai unică zonă din România, Delta Dunării. În Delta Dunării multă vreme nu am fost, dar în ultimii ani cred că am fost de 5 ori în Delta Dunării și de fiecare dată merg cu aceeași plăcere ca prima dată.
Nelda Dunării nu se poate descrie, nu se poate compara cu nimic, este, cum am spus, unic. Și merită să mergi câteva zile, să-ți petreci timp undeva departe de lumea dezlănțuită. Joia este ziua mea preferată din săptămână, nu neapărat pentru că urmează vineri și weekendul imediat după, ci pentru că joi, pe final de emisiune, avem o rubrică foarte interesantă. Insta Fashion este rubrica mea de suflet și tot de suflet este și următoarea mea invitată de astăzi, pe care vă invit să o cunoașteți imediat. Alături de mine în această dimineață se află, deja cred că pot să-i spun, prietena mea, Valentina Bălașa, Ario, consilier de imagine și stil vestimentar. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața și bine te-am regăsit! Spuneai că facem echipă bună aici la Insta Fashion și sunt de aceeași părere cu tine. Da. Ne propunem în această dimineață să le oferim doamnelor, domnișoarelor și nu numai, care ne privesc, câteva noțiuni despre stil, despre proporții, cromatică, analizându-le pe vedetele noastre de zi cu zi. Sigur. E important să-ți asumi o imagine publică într-un mod sănătos și să fii conștient că poți să servești drept model pentru oamenii care te urmăresc. Da, așa este, și dacă ești un pic atentă, ne face plăcere să ne uităm la oameni bine îmbrăcați, pentru că undeva în subconștientul nostru ne asociem lor, adică imaginea de succes ne face bine și atunci vrem și noi să fim în zona respectivă. Eram curioasă, n-am înțeles exact niciodată acea regulă cromatică despre numărul maxim de culori pe care le poți purta, astfel încât să nu dai greș. Într-o ținută putem să purtăm maxim 3 culori, în afară de alb și negru, care sunt non-culori. Dacă folosim a patra culoare, există totuși posibilitatea să folosim a patra culoare, de exemplu dacă este cuprinsă într-un imprimeu. Există această posibilitate. Ar fi bine să ținem cont de temperatura de culoare, adică dacă există o a patra culoare, să fie din aceeași zonă de temperatură de culoare. Este un aspect important. Îmi propun să le observăm puțin pe invitatele noastre de la Insta Fashion de astăzi și din această perspectivă cromatică. Aș începe rubrica cu Alexia Eram, fata Andrei Esca. Ea este un superstar pe Instagram, are zeci de mii de urmăritori și e un model pentru generația ei. Acum să vedem dacă este unul de bun augur sau nu. M-am uitat la această ținută cu mare atenție și nu reușesc să-mi dau seama dacă peste pantaloni există o fustă. Pentru că dacă observ, ea stă jos și pare că ar exista și o fustă peste acei pantaloni. Jacheta este scurtă, este în tendințe. Ea poartă foarte multe elemente care sunt acum în tendințe, deci pătrățele, jacheta. Văd o discrepanță între partea de sus, care este piesă de zi, jacheta aceea merge mai bine purtată ziua, nu seara, iar partea de jos, dacă observ, e mai de seară. Pantofii sunt de seară, pantalonii ar putea să fie purtați și ziua și seara. Văd că a încercat să creeze cumva o unitate între pantofi și colier. Vezi că pantofii au o dunguță argintie, colierul acesta este argintiu. Ea cumva a încercat să le lege. Însă sunt un pic din filme diferite. Partea de jos, pantofii în special, sunt de seară. Partea de sus este de zi. Și am zis, nu-mi dau seama dacă există o fustă peste pantaloni. Aș fi fost foarte curioasă să o văd stând în picioare. Am încercat să caut o astfel de fotografie, din păcate n-am reușit să găsesc, doar cu câteva detalii. Mă uit puțin la ceea ce se întâmplă în spatele ei, văd că sunt luminile aprinse pe clădirea din spate, bănuiesc că este noapte. Posibil pare a fi undeva într-un hotel. O fie și la vreo cină. Posibil, da, posibil. Cum îi adaptăm ținuta pentru un astfel de context, dacă ar fi să păstrăm o parte dintre aceste piese vestimentare? Ea, pentru contextul respectiv, este îmbrăcată elegant. Acum, iarăși contează foarte mult dacă fusta aceea există peste pantaloni sau nu. Dacă avea o fustă peste pantaloni, ar fi fost un pic îmbrăcată exagerat.
și nu-mi dau seama dacă este topul tăiat, pentru că dacă este piele la vedere, atunci pielea aceea la vedere într-un context elegant nu este considerată foarte plăcută, de bun augur. Dar altfel e o ținută decentă și elegantă. Hai să o analizăm și pe Alina Ceușan în această dimineață, iarăși altă apariție cu foarte mulți urmăritori pe social media, un guru în zona fashion, cred că era la atelierul ei în această imagine. E într-o fabrică, siguranță. Ea și-a ales niște piese vestimentare care compun un costum de femeia fantastică. Deci clar este un personaj. În momentul acesta ea își caută această poveste tocmai ca să-și dezvolte afacerea din zona fashion. Ce aș fi făcut diferit? Aș fi lungit un pic pantalonii, pentru că pantalonii par un pic cam scurți și scurtează picioarele într-un mod nedorit. Ea are centrul de interes, e marcat undeva în zona picioarelor. Dacă observi, accesoriile de pe ghete sunt cele care atrag atenția în mod special. Dacă pantalonii ar fi fost mai lungi cu 2 cm, picioarele ar fi arătat exact la lungimea potrivită. Îmi place foarte mult corsetul acela pe care l-a pus în partea de sus. Faptul că se joacă cu texturile, adică lac și piele mată sau un material mat în partea de sus arată foarte bine și combinația aceasta alb-negru arată foarte bine. Îi dăm un 9 dacă își mai lungește puțin pantalonii? Hai să nu le dăm note, dar le lăsăm. Deci pantalonii, dacă erau un pic mai lungi, ar fi arătat picioarele și mai lungi și ținuta ar fi fost completă. Hai să mergem mai departe către Alina Eremia. Mie îmi place Alina mai puțin în această ținută. Și o fi în timpul liber. Știi că asta a fost practic o uniformă în ultima perioadă. Știi că în perioada când oamenii au stat izolați acasă și au cumpărat costume de training sau pijamale pufoase și aceste pijamale au devenit ținutele statement. Deci a fost o nebunie. Și oamenii s-au dus foarte mult în direcția monocromatică, adică ori și-au luat piese albe, negre sau gri, sau poate și bej. Și am văzut pe Instagram o fotografie cu 4 fete în vacanță la Roma. Toate erau îmbrăcate exact așa. Un pic culorile erau poziționate diferit, dar practic a devenit o uniformă. E adevărat că nu ai cum să dai greș atunci când te îmbraci în alb și negru. Da, asta este o ținută de timp liber. Pentru timpul liber nu e nimic greșit în ținuta asta, dar este o ținută absolut normală, banală. Deci n-ai cum să dai greș, dar nici nu creezi vreo impresie. Nu e vreo ținută de mers la vreun eveniment, clar. M-am uitat puțin și la acele cizme și mai concret la pantalonul băgat în cizmă, care arată ciudățel. Mi se pare că Alina are o siluetă superbă. Nu cred că o pune foarte mult în valoare genul acesta de ținută. Asta este genul de ținută pe care o pui pe tine când te duci la piață. Faptul că și-a băgat pantalonii în cizme, dacă îi lăsa în afară, n-ar fi arătat bine. Deci în situația de față n-a avut altă soluție. Da, ales răul cel mai mic. E adevărat că atunci când alegi să-ți feliezi corpul și să folosești culori diferite în partea de jos și în partea de sus, atunci corpul poate să arate așa ca din bucăți. Dar e o ținută pentru stradă, e o ținută foarte ok, o să o vedem peste tot. Haideți să mergem către Andreea Mantea. Pe Andreea nu i-am mai analizat-o și cam de fiecare dată am constatat că nu le-a potrivit chiar cum ar fi trebuit. Mă uit la aceste dungi de pe sacou. Mă uit la, cred că e un maieu pe dedesubt. Avea nevoie de un maieu pe dedesubt. Ea stă destul de mult în zona clasică. Din punct de vedere stilistic, n-a avut căutări foarte, foarte profunde. Stă undeva într-o zonă de confort, nu se duce în zona fashion prea tare. Zona clasică nu se demodează niciodată, aia e zona de siguranță. Sacoul este de calitate, este bine croit, nu mă deranjează dungile de pe sacou, m-ar fi deranjat dacă ar fi fost foarte late, pentru că atunci ar fi creat senzația de, poate de lățime când dungile sunt foarte late. I-aș recomanda să fie atentă atunci când își pune piese albe, să fie atentă la faptul că albul adaugă volum nedorit, mai ales dacă sunt niște kilograme în plus.
Dar altfel este o apariție curățică, îngrijită, elegantă și cu minte, așa. Nu este spectaculoasă, dar e corectă. Ar fi putut să abordeze poate un alt pantalon la această ținută? Ar fi deranjat un pantalon negru? Nu ar fi deranjat. Ar fi fost extrem de cu minte și clasică dacă își punea pantaloni negri. Așa. Dar altfel e ținută foarte cu minte și corectă. Haide să introducem în rubrica de astăzi și o prezență masculină și l-aș invita pe Cătălin Botezatu să ni se alăture în această dimineață. Cătălin nu prea dă greș. Nu prea și eu sunt un profan, nu cunosc atât de multe noțiuni ce am învățat de la voi pe parcursul acestei rubrici. Dar mă uit la această combinație de blumarin cu negru, cu maro. N-am descoperit negru în ținuta asta. Cred că e, nu știu, pantalonii sunt maro. E un gri șobolan, un maro? Nu, e maro. M-am uitat cu mare atenție la pantaloni. Deci, este corect să combini culori umbrite. Deci aici avem... Blumarinul este umbrit maro, este umbrit galbenul bej de pe helancă, da, este umbrit. Din punct de vedere cromatic, el a armonizat, dacă vezi, a armonizat rama ochelarilor cu maleta, a armonizat lentilele ochelarilor cu pantalonii, dacă te uiți cu mare atenție, și dacă ne uităm și cu mai mare atenție pe jachetă, o să descoperim niște pătrățele foarte discrete cu o tentă de maro, cu același maro de pe pantaloni. Este o ținută foarte cu minte, dar este o ținută corectă în contextul dat. Nu este spectaculoasă, el de felul lui se îmbracă ceva mai spectaculos. Nu ne dă pe spate, dar e foarte corect pentru acel moment. E un smart casual. Cui i s-ar potrivi acest stil? Am observat o tendință în zona masculină de a aborda din nou training, pantaloni largi. Acest stil s-ar potrivi tuturor bărbaților care au nevoie să se îmbrace smart casual. Adică te poți îmbrăca așa atunci când ai o întâlnire, când te duci la un interviu. Bine, atunci când te duci la interviu ar fi bine să dozezi un pic culorile. Nu aș folosi culori în exces, dar este o ținută pentru întâlniri de business. Întâlniri de business fără grad de formalitate foarte ridicat. Mă gândesc că poate să renunțe la nevoie la sacou și arată la fel de bine ținuta. Și dacă renunță la sacou, ținuta devine casual. Da, pentru că în partea de sus are tricotaj și tricotajul dă tonul casual a acestei ținute. Dacă își pune sacou, devine smart casual. Cumva perechea Alinei Ceușan de-a lungul timpului a fost Carmen Grebenișan. Și ea urmează acum la Insta Fashion să vedem cum s-a îmbrăcat în vacanță. E un stil des întâlnit în zona aceasta de street style. Păi este tot din aceeași categorie a costumului de training alb, doar că aici s-au schimbat un pic culorile. În partea de jos avem colanți negri și avem o pată de culoare în zona trunchiului. Și-a ales corect centrul de interes într-un singur punct. Ținuta este foarte cu minte, foarte corectă și foarte normală. Deci nu are nimic spectaculos ca să zic, wow, uite, accesorul l-am dat pe spate. E atât de normală și de obișnuită încât e posibil să o vedem peste tot, ținuta asta. Se mai poartă acești colanți lucioși? I-am tot văzut de-a lungul ultimilor 2-3 ani. Atâta timp cât industria o să-i vândă, se vor purta. Faptul că ei sunt vânduți în magazine nu înseamnă că, din punct de vedere estetic, ne pot servi. Contează foarte mult forma picioarelor. Dacă femeia are picioarele fit și sunt subțirele, atunci colanții pot fi purtați. Mare atenție, piesele foarte lucioase nu arată foarte bine la lumina zilei, în soare. Deci ele ar putea să arate mai bine pe înserate, atunci când lumina este mai slabă. Dacă ar avea picioarele mai grosuțe, atunci ar fi bine să-și pună textură mată în partea de jos. Dar are picioarele frumoase și poate să-și pună și colanți lucioși. Deși nu sunt foarte, din punct de vedere estetic, nu sunt foarte ofertanți. Mai departe o avem pe Ina la Insta Fashion. Mie Ina îmi place, doar că nu știu exact ce face, unde era. Era o poză făcută acasă, vezi că apare și o pisică. Da. Apare un nas de pisică acolo. Cred că pur și simplu ea voia să-și facă un selfie și i-a intrat și pisica în cadru. Deci mie îmi place foarte tare bluza. Bluza este statement, clar. Îmi place că și-a armonizat cromatic ochelarii cu bluza.
Altfel, ea sigur era pe acasă, era în timpul liber. Nu cred că s-a gândit să-și compună o ținută, să-și construiască vreo poveste, ci pur și simplu și-a făcut un selfie și cred că asta e. Bluza asta merge purtată în mai multe ținute și ar putea să compună niște ținute foarte, foarte bune cu această bluză. Pantalonii scurți, niște pantaloni scurți, evergreen, se poartă din totdeauna și se vor mai purta. Nu sunt favoriții mei, dar bluza este, siguranță. Hai să-i schimbăm Minei pantalonii în această dimineață ca să putem să o lăsăm să iasă și afară chiar și în acest anotimp. Aș putea să-i pun, în loc de pantaloni scurți, aș putea să-i pun o rochie din satin. O rochie 3 sferturi, iar peste această rochie să-i pun bluza asta. Și aș mai putea să-i adaug un accesoriu metalic undeva în zona aceasta centrală a bluzei și aș compune o ținută foarte spectaculoasă de ieșit pe stradă chiar la o întâlnire. Pentru cineva care ar prefera un pantalon, pe ce variantă ai merge? Ar merge un pantalon clasic, negru, cu talie înaltă, ușor revazat în partea de jos? I-aș pune pantalon cu talie înaltă și cu o centură lată în talie și zona decupată aș lăsa-o liberă, exact așa cum este, chiar dacă este iarnă, se poartă. Mai avem ceva timp la dispoziție să o analizăm și pe Ioana Gramă în această dimineață. O ținută all black, putem să dăm greș cu all black vreodată? Putem să dăm greș cu all black dacă nu punem în centru de interes un accesoriu spectaculos. Este minunat să fii all black, însă dacă ești doar all black, este mult prea tern și trist. Mie îmi place că a combinat paltonul clasic cu acești pantofi cu talpă groasă, care arată fantastic. Ar fi avut nevoie de o piesă vizibilă, poate un harnașament, ceva spectaculos, care să iasă în evidență. Centura se vede un pic, ar putea să fie centru de interes, dar e prea stinghere, prea micuță pentru toată piesa asta. Aș profita de ocazie să o mai invităm și pe Loredana Groza, așa pe final, ca să încheiem apoteotic. Te văd că inspiri. Da, da. Ideea este următoarea. Îmi plac foarte mult cizmele, sunt foarte la modă, însă stilul abordat de Loredana Groza nu este un stil foarte plăcut în lumea oamenilor care au pretenții stilistice. De ce? Este stilul celor din zona New Money. Personajele din zona New Money își pun chestii foarte flashy ca să arate că au. Sunt foști oameni săraci care au dat de bani și își pun toate acele logo-uri și acele imprimeuri. Ideea este următoarea. Loredana nu este în situația să demonstreze că ar avea nevoie să fie în zona de stil New Money. Imprimeul de pe căciulă și cu imprimeul de pe bluză sunt prea mult. Așa? Aș păstra cizmele, sunt minunate. Pantalonii sunt îndrăzneți pentru că îi creează acel volum în zona posteriorului. Sunt la modă, toate piesele, dacă le luăm pe bucăți, sunt la modă, însă stilul final nu este cel mai potrivit. Ea este o divă, se joacă, își permite să facă tot felul de aroganțe, însă poate mai bine și probabil că o să mai vedem tot felul de combinații spectaculoase și poate și scandaloase. Îți mulțumesc tare mult, Valentina, că ai acceptat invitația noastră de astăzi și abia aștept să ne revedem data viitoare la Insta Fashion. Poate data viitoare reușim să reluăm puțin discuția de la Loredana și să-i modificăm puțin ținuta, să păstrăm cizmele, poate pantaloni, vedem ce facem în partea de sus. Facem mulțumesc asta. Tare mult. Mulțumesc și eu. O să ne luăm la revedere în scurt timp, dar până una alta aș vrea să ne reîntâlnim cu colegul meu, Valentin Gheorghe. Colegul meu este alături de noi în această dimineață și vine cu cele mai proaspete informații din principalul jurnal de știri al zilei. Bună ziua! Bun găsit, Georgia! Aseară, un nou incendiu a avut loc într-un spital din România. În Suceava, peste 300 de pacienți au fost evacuați din cauza flăcărilor de la secția de ginecologie. Mai multe detalii imediat în jurnal. 1000 de militari americani vor fi trimiși în România pe fondul tensiunilor din flancul estic al NATO. Despre reacția Moscovei și întreg subiectul pe larg în câteva momente la știri, iar după ta energie negativă și teamă de război, este bine să mai și râdem, Georgia. Doi polițiști din București și-au răpit propriul coleg. L-au prins pe stradă, l-au apucat de mâini și de picioare și l-au băgat într-o mașină. Glumeții trebuie acum să dea explicații în fața superiorilor despre toate subiectele și cele serioase și cele mai puțin serioase, imediat la știri. Rămâneți pe Metropola TV.
Mulțumim tare mult, Valentin, pentru aceste informații. Dacă ai spus că să mai și glumim, o să-mi fie puțin teamă acum de tine și de glumițele pe care cu siguranță o să le pregătești, dar o să am și colegi de nădejde care să mă anunțe din timp ce plănuiești. Vă las alături de Valentin în câteva momente, vă reîntâlniți cu el la fix. Eu vă invit să reveniți mâine dimineață la matinal de la 9 fix, să ne reîntâlnim, să abordăm împreună subiecte interesante care să vă ajute să vă dezvoltați pe toate planurile și, bineînțeles, să rămâneți conectați la ceea ce se întâmplă în lumea de acum. Mulțumesc tare mult pe această cale, Kinga Varga, pentru vestimentația de astăzi, iar vouă vă doresc să aveți o zi minunată!